Tezele semestriale ale elevilor au fost anulate, iar admiterea în clasele a 5-a și a 10-a se va face în baza mediilor obținute în primul semestru de învățământ. Noile măsuri au fost anunțate de către Ministrul Educației Igor Șarov în cadrul unui briefing de presă. Totodată, până în 15 mai, când expiră starea de urgență, va fi luată o decizie în privința absolvenților claselor a 12-a care urmează să susțină examenul de bacalaureat. Ministrul a anunțat că anul de studii 2019-2020 se va încheia în 29 mai, iar până atunci procesul educațional va continua să se desfășoare de la distanță. În ceea ce privește învățământul general, continuarea orelor la distanță conform metodologiei. Se respectă orarul lecțiilor aprobat de fiecare instituție de învățământ pentru clasele 1-a, 12-a până la 29 mai. Totodată, Igor Șarov a spus că înscrierea elevilor în clasa a 1-a se va face atât online cât și prin depunerea dosarelor la instituțiile de învățământ, dar cu respectarea măsurilor de răspândire a noului coronavirus. De asemenea, perioada de înscriere a copiilor în clasa 1-a a fost extinsă până în 31 iulie. Pentru etapa de înscriere a copiilor în școală nu este obligatorie prezentarea certificatului medical. La depunerea cererii, părinții vor semna o declarație pe propria răspundere, asumându-și obligația prezentării certificatului medical până la începutul anului școlar. Ministrul a mai declarat că decizia privind redeschiderea grădinițelor va fi luată în comun cu autoritățile publice locale, în funcție de evoluția pandemiei. Totodată, Igor Șarov a anunțat că festivitățile de la sfârșit de an școlar vor fi interzise, iar elevii vor putea restitui manualele la toamnă, când va începe noul an de învățământ. În ceea ce privește tezele de licență și de masterat, Ministerul Educației recomandă universităților ca susținerea acestora să se desfășoare în regim online. Toate școlile din țară au fost închise din 12 martie în legătură cu starea de urgență, iar elevii fac lecții de la distanță. Totodată, din cauza pandemiei, până în 18 mai a fost suspendată desfășurarea olimpiadelor republicane la toate disciplinele.